tehnică și producție este mobilizată să-i bage cât mai repede pe server. Să scade un entry prin smoke, îl scoate pe Swin. Va fi apăsat aici, dar vor trece Vikings către site-ul B. Jaxi l-a scos pe Warbringer și toți înspre Vikings. De acolo din rampă, Jaxi intră pe agresivitate. Vikings pot să urce înapoi și bomba tensie plantată. Nu mai e cazul de urcat. S-a plantat tot acolo destul de ușor. Nu s-a auzit nimic în momentul plantului. Flash-ul scoate pe Safshkade. Pică Adrian. Ultimul e Flash. Aruncă chiar Flash-ul. El, precum de obicei, scuzați cacofonia, și românul va încheia situația. Suxen, prima. Răspuns la runda trecută câștigată de către cei de la Suxen. Ieri a avut Palace un meci genial. Jaxi foarte frumos direct pe spre Squeaky. Adrian este eliminat, românul, două fraguri și acelea cu MP9 aproape de un al treilea. Lasă ca pe Surin Slaren, este Kain cel care va încheia această rundă. Jucătorul care e Heaven are un câmp vizual un pic mai deschis către jucătorii de acolo. Deja s-a apucat de scoate pe Devilache, vine agresiv Viking. Se pare că nu joacă foarte complicat runda, ci încearcă să intre direct pe luptă cu echipa Suxen, care Suxen... Kain are foarte multe utilități, îl scoate pe Warbringer de pe cabană, dar Swin vine cu trade-ul și din Heaven trebuie să vină Jaxi cu pala și văzut aici sub ei Adrian. Ian, scos de către Jaxi, așteaptă pe site Swin, scos de Jaxi, Flash vine cu trade-ul, situație de 1 versus 1, câștigă Palace, dar nu cred că are timp aici și este și el de aceeași părere, fuge aici să salveze acaul. Puține emoții acolo, s-a lovit de perete. Heaven. Foarte multe oportunități de smoke-uri pe care nu le vedem de obicei. De-aia sunt așa entuziasmat cu mai multe variante de smoke-uri. Warbringer îl scoate pe Jaxi, românul însă din spatele site-ului. Două pentru el. Kain cu polarul îl scoate pe Adrian. Rămân Swin și cu Flash. Să-l vedem aici pe românul. Încă unul. 3 pentru românul. Flash îl pune la pământ și este într-o situație de 1 versus 1. Kain tratează, Flash bate unul, bate doi, bate trei și chiar al patrulea. Palaș este ultimul care este eliminat și iată aici pe Vikings au luat aici un avânt de la spate, asta este clar. Adrian deja deschide cu fragul pe Kain, însă băieții la Vikings sunt în continuare în pericol economic. Palaș, un glonț de scout prin perete, îl scoate pe Warbringer. Reușește aici un trade după ce pică cu echipierul său. Jaxi foarte aproape de secret, îl găsește pe Adrian și foarte rar se întâmplă să-l găsești pe Adrian. De obicei este în partea opusă față de echipa sa. Românul și cu Safshkade mai vin cu încă două flash. Trebuie să reușească o surpriză aici. 1 versus 3 are polarul. Jaxi s-a anunțat aici că a venit din vent, dar este ascuns după ușă. Safshkade închide ușa în fața lui. Flash reușește fragul Flash, însă pe Jaxi, no scope-ul nu este bun, Safshkade la pasă, îi dă headshot, dar este la 80 HP. Iată cum Safshkade totuși așteaptă, Flash face picul, putea să încerce să scape de acolo. Pregătit acolo cu arma cu scope, Safshkade scoate pe Flash, Adrian vine cu trade-ul și pică. Încă un jucător de la Suxen. Este avantajul prins pentru Vikings de poziția lui românul. Avansează de Vilache. Poate fi prins primul. Foarte bine așteaptă românul. Două fraguri pentru el. Adrian îl elimină, dar nu cred că a picat arma din rafters. Iată că jucătorul de Vilache, el fiind low, este pentru care mai mult HP îl mai atinge pe Adrian puțin. O vor încerca oare să joace împreună. Din păcate au smoke-ul și nu se pot lupta împreună în dublaj, în crossfire cu playerul advers, doar că Adrian trage foarte rău după Palace și el este cel care preia aici avantajul, se folosește. Bun, dar cu puțin bani rămas și bancă și este agresivitate aici de la băieții la Vikings. Warbringer nu reușește spray transferul. Kain și Safshkade răspunde. Vilache vine totuși cu două. Jaxi îl găsește pe de Vilache, pică bomba. Jaxi al doilea frag pentru el și Adrian este în spate. Dar cred că Palace se va gândi la asta sau îi dă informația cu echipierul său, Jaxi. Aștepta să scoată, acum reacționează Jaxi, dar prea târziu Adrian intră direct. Spuneam și Mag 7 de mai este jucat ca și shotgun în, pe Mirage, în site-ul B pe apărare. Deja dă drop-ul jucător acolo în fața lui român, doar că Flash era mult prea departe. Aici Jaxi trebuie să scoată minim 2 jucători și să nu deschidă unghiul cât să intre pe duel cu Flash, care e tot acolo acum la trofi. Nu s-a mișcat foarte repede acesta. 3 versus 3 situația. În momentul în care ei cred că te-au păcălit să te rotești, vor veni să planteze în partea cealaltă. Kain s-a grăbit puțin, Swin l-a pus la pământ, îl apăra acolo pe quickpirul său care planta. Nu știu că l-a văzut Palace acolo pe Flash. A făcut picul pala și a ieșit din vent. L-așteaptă și pe Safshkade. Flash a făcut picul către buză. Surprins acolo de Safshkade. Baitul perfect făcut de Palaș. Și să vedem, Adrian vine la flank, dar Swin nu are nevoie de el. Reușește și triple kill-ul. Vikings în avantaj. 6 la 15 pe bună. Da, cred că de asta sunt. Vikings cât de agresiv. Intră către site-ul la românul. Bate unul. Nu reușește mai mult de atât. De Vilache se impune și el, deși nu prea a fost acolo preziționa o armă de calibru și armură mică, cel puțin. Vedem acolo că au salvat polarul. Și acest triple boost. Va vedea către Heaven. Vikings. Cât de frumos un triple boost acolo.
Și ce bine vede Flash, dacă era jucător acolo puteau să debuteze cu un frag, deși playerul care e pe linia cu Heaven-ul și... bine, deși... Da, acolo deja se aruncă grenade, Vikings avansează, Warbringer l-a scos pe Kain, Jaxi sunt din spatele lor, românul rezist, au 3, fragul succes momentan, trade-urile intervin, 2 versus 2, Palace are unul bun cu AWP-ul, Swing Slaren e prins în momentul în care vrea să intre în vent și le rimnești chiar și pe al doilea la mai bine să vă expunem ceea ce se întâmplă în match și pentru asta un like ne ajută foarte mult și nu uitați și de butonul de subscribe să rămâneți aici abonați la canalul Romanian Esports League. A fost o încercare rapidă de play către rampă, totuși Kind îl găsește pe Flash, puține emoții și ar putea să fie prins de Warbringer. Kind cu polarul ratează, dar a venit aici să-l ajute. Românul reușește fragul, era un jucător boostat la rampă, pușează de la ușă, prins din spate Adrian și de data aceasta nu vine clutch-ul. Din momentul de față, rapid, da. Trenul este până la urmă la rampă. Warbringer, picul, nu reușește nicio eliminare pentru moment. Ar putea fi prins din spate, Adrian primește headshot-ul. Sunt doi jucători în zona CT-ului. Adrian îl scoate pe Safshka de Jax, vine cu trade-ul. Se ascunde aici Warbringer în site-ul B și nu știu exact dacă va fi verificat. Flash îl scoate pe Jax, românul a scos pe Flash. S-au întors aici Suxen. Se duc înapoi pe rampă, acolo unde așteaptă Swin. După această cutie, Palash vine cu fragul și sunt în avantaj aici Suxen. O strategie destul de neobișnuită de Vilache văzut în fața ventului, scos de pala și este double kill-ul pentru el. Cumpărând armuri, bazându-se pe acel extra HP, ca să spunem într-un fel, sau pe acea... Aceștia sunt foarte disciplinați. Swin îl găsește pe Kain, este un jucător totuși în secret. Românul l-a scos pe Adrian și chiar el era în secret, dacă nu mă înșel. Și nu va fi prins acolo Jaxi, pentru că ar fi avut un duel foarte greu de luat atât de departe. Flash îl găsește pe Safshka de afară. Jaxi vine totuși cu trade-ul, este băgat foarte, foarte mult Jaxi acolo. Și poate să-i surprindă din spate de Vilache, aproape să scoată pe Palash. Swin se bagă în cabană, Palash scos de nade-ului de Vilache. Și sunt în avantaj în acest moment Vikings, dar din buză vin băieții de la Suxen. Molotov aruncat de românul, face picul jucătorul de la Vikings. Nu este eliminat pentru moment. Da, românul i-a intrat în fața lui Jaxi. Jaxi n-a putut să tragă, de asta nu l-a nimerit pe jucătorul de acolo din colț. Și acum iată că este eliminat Jaxi pentru un 1 versus 2. Doar că Warbringer ținea cross-ul cu AWP-ul de Adrian, ceea ce le oferă șansa celor de la Suxen să avanseze. Și Jaxi îl prinde pe Flash, pică polarul de la Vikings. Swin îl scoate pe Jaxi, un trade rapid, românul îl scoate pe Swin. Intră aici românul agresiv, aproape să scoată pe Devilachi. Adrian coboară către site-ul B, iar Suxen au deja doi oameni în această direcție, pică Palash, dar rămân Safshkade și cu Kind. A schimbat work. Kind l-a prins acolo pe Warbringer, a picat polarul din nou din arsenalul celor de la Vikings, site-ul pe liber și vin molotoavele în tandem din partea celor de la Suxen, Safshkade și cu Kind. După cum spuneam, acest duo care s-a mai jucat în competiții sau în mixuri în trecut. Găsit acolo Adrian de Safshkade! Double kill-ul pentru Safshkade și nu le-a oferit acolo nicio șansă. Îl vedem aici în imagini. Să mai aducă câteva runde pe tabelă și să le pună probleme celor de la Suxen. Adrian l-a găsit pe Jaxi, Flash îl scoate pe Safshkade. Două entry-uri rapide de la Vikings și băieții la Suxen trebuie de ei de la Vikings au încercat să izoleze Warbringer față în față cu Palash. Este cross placement-ul bun de Vilache, el prinde pe românul și Vikings fără nicio victimă. S-ar putea să-și folosit-o foarte mult. Dacă stăm să ne gândim, trage acolo Kind după Swing Slaren. Până la urmă nu se întâmplă acea rundă perfectă pentru Vikings, dar Warbringer se asigură că nu va fi mai mult de atât. De Vilache se uită către cabană și ușă în același timp. Avansează ușor băieții la Suxen, românul prins de Flash. Entry-ul din partea celor de la Vikings reușesc să-l pună la pământ pe jucătorul de la Suxen și tocmai de acolo de la rampă Flash al doilea frag îl scoate și pe pala și avantaj de doi oameni aici pentru Vikings. Să-și cade în cabană, intră ușor, îl are pe Devilache la ventul fals și mai este și Swin după site. Jaxi surprins de Adrian, să-și cade, reușește fragul pe Devilache, dar vin trade-urile instant de la Vikings și după o pauză ceva mai lungă și tactică spatele cutiei roșii să găsească ceva Palash, dar pentru moment nu găsește pe nimeni. Jucătorul cu polarul este în Heaven, românul scoate însă pe Warbringer. Vine primul răspuns din partea celor de la Suxen. Timingul pe care prinde Adrian aici poate schimba complet această rundă. Palash se întoarce și reușește fragul pe Adrian. Intră în avantaje ei Suxen.
Putea să fie surprins acolo și dacă le pica HP-ul, nu mai aveau aceeași putere de foc. De Vilachi la apropierea lui Jaxi, este retrage perfect, Kind este cel care intră pe luptă și Flash din Heaven Star putea să fie izolat deja. Swain Slare este în spate, se apropie de aceștia, Squeaky este zona pe care o vizează el cu ușa închisă momentan. Va auzi Palash ce se întâmplă și iată că acum e pregătit probabil de no-scope. Palash se apasă și fac două fraguri, atât Swain Slare în unul cât Flash pe al doilea. Swain Slare în 1 vs 2, se aruncă incendiară de către el, se luptă, dar Kind rezistă eroic. 13-13 match point. Aș putea spune același lucru și despre Vikings, însă o rundă foarte, foarte importantă, runda cu numărul 27. Flash îl găsește pe Jaxi, entry-ul afară din partea băieților de la Vikings. Rian, o poziție foarte importantă pentru el. Picul reușește un frag pe Kind. Adrian cu două fraguri. Rămân Românul și Safșcade. 2 versus 5. Românul eliminat de Flash și Safșcade într-o situație aproape imposibilă. Trebuie să facă aici o minune pentru a câștiga runda în favoarea echipei sale. Adrian însă îl elimină și Vikings nu numai că îi bagă în eco pe băieții de la Succes. Vedeți că joacă în zona aceasta, acum joacă un pic mai retras, se duce, dar ține gap-ul Kind. Începe, entry fragul, doboară pe Flash și primul frag vine pentru cei de la echipa Succes. De Vilachi de asemenea la 67 HP, Românul secat printr-o întâmplare. Kind a fost și el atins, cred că a fost acolo wallbang, dar fără pagubă de 100 pentru playerul cu AWP-ul de la echipa Vikings pentru Flash, care aparent a tras primul în acea situație. Se fac eliminări în paralel, Succes intrând acolo către site-ul B. Poate surprinde acolo Jax, este în Heaven în acest moment și Adrian mi se pare că se află pe cabană, îl găsește de Vilache pe Jax. Avansează Vikings, Românul prins de Vilache, se deschide runda, sau mai bine zis site-ul B de către Vikings, Safșcade. Palash așteaptă, va arunca molotovul fix pe bombă, e suficient cât să ia această rundă. Succes în momentul de față, Safșcade bătându-l oricum pe Adrian. Încearcă și fragurile, dar în vent sau lângă vent, stânga sus era de Vilache, era ascuns, dar oricum urma să fie eliminat de către bombă. Safșcade n-apucă să mai scape, dar important acea atenție pe care aveau până în momentul de față jucători în apropiere. Suministare în adubaș cu echipierul său, crossfire-ul vine, Adrian îl doboară pe Palash. Românul rezistă cel puțin momentan, 3 versus 2. Nu au jucător acolo în spate, trebuie să reziste Adrian, dar Românul se ocupă de acesta. 2 versus 2, 1 minut pe cronometru, au timp aceștia. Jaxi rămâne într-o situație de șansa să câștige acest match. Vikings au un setup aici cu doi oameni, un setup aș zice de bait and switch, totuși De Vilache este pregătit și Vikings câștigă.